nu mai vorbi așa despre mine. Deci mai aveam un mesaj aici. Fiți atenți, Alesia ne-a scris: știi că ești bătrân când vezi pe cineva mai tânăr decât tine. Foarte bun mesaj de la Alesia. Și mă uit în dreapta mea și văd pe cineva mai tânăr decât mine. Alexandru Dumitru, șef Alexandru Dumitru, a revenit. High five. Și mult mai de succes. Salut. asta uitat să completezi. Și mult mai talentat. Da. Da, dar o să ne oprim aici cu comparațiile, că până la urmă nu este un concurs, nu e așa? Șef Alexandru Dumitru astăzi ne-a pregătit ceva special. Da, sunt mai în vârstă. 34 de ani aici, 35 de ani și 3 luni aici, deci diferența este colosală. Ce gătim bun astăzi, șef? Salut, bună ziua! Facem cotlet de mangalița. Cotlet de mangalița? Da, uite ce bine arată, ce... Mamă, ce bine i-a mers, ia vino puțin pe grăsimea asta aici, că i-a mers bine, a avut o viață bună, înseamnă. Da. Cotlet de mangalița cu prune, mai multe tipuri de prune. Ah, și uite, aici bănuiesc că avem majun, nu? Nu e majun, asta este o reducție de oase, plin de colagen, plin de gelatină naturală de la ele. Cu ce este asta? Da, se numește sos brun, demi-glas se numește și... Sos de oase? Da, reduci... carcasa animalului, aici e vita, de exemplu, și se scade totul într-o foarte mult, 2-3 zile și se ajunge la această consistență, pe care tu o încălzești și este ca un sos. Și tremură de la colagen, de la colagenul din ea, de la gelatină, da. Dar e chestie naturală, da. Ok, ce ne mai trebuie? Ceapă coaptă, prune afumate, usturoi, chives, cimbru, sare, piper și talent. Aici e problema. Da. Că asta îmi lipsește mie, că am luat de multe ori toate ingredientele pentru rețete și m-am împotmolit la asta. Da. Cum ne apucăm de treabă? Păi, prima dată o să lăsăm carnea o pic să se tempereze, tigaia e pe foc, îi dăm foc cât mai tare, așteptăm un minut să se încălzească, două, și apoi pe repede înainte. Trebuie să fii foarte atent, dar întâi o să prepar garniturile mai repede, că carnea e cea mai, se face cel mai repede. Întâi trebuie să ai, se numește mise en place în bucătărie, da. Trebuie să-ți faci tot restul și apoi carnea e ultima parte, că o vrei să mănânci fierbinte, zemoasă, cum trebuie. Perfect. Bine. Cotlet de mangaliță mâncăm astăzi, dragi colegi, da? O să revenim în bucătărie puțin mai târziu și acum vreau să știu cât de bucuros este șurubel. Incredibil. A început cineva să șchiopăteze și apoi toate femeile au început să-și dorească să șchiopăteze și ele. Eu stau și mă întreb în condițiile astea, care a fost acel rege care a purtat pentru prima dată blugi rupți? De a deveni la un moment dat un trend chestia asta. Știi tu, șurubel, cum îl cheamă pe regele ăsta? Nu, dar eu știu că la un moment dat a fost un hip-hopper în România care se numește Biță și care a cântat râit și de atunci mi-am dorit și eu să cânt râit și să vorbesc la televizor râit și iată, moda face se dă sens. Mai departe. Face sens. Face mult sens. O modă importantă în ziua de astăzi este și gătitul. Mi se pare că e o presiune socială pe noi să învățăm să gătim mai sănătos, cu ingrediente speciale. Și, sincer, ne poate învăța foarte multe trucuri astăzi șef Alexandru Dumitru, care este alături de noi și care ne-a promis că ne face cotlet de mangaliță. Da, și vreau să fac o precizare, că s-a auzit mai devreme că ar fi din Mangalia, dar nu, e din Transilvania. E din Transilvania. E un fel de porc, mangalița. E fix o rasă de porc. Se numește oaie cu șorici, practic. E o rasă, o rasă de porc blănoasă. Așa, dar, și gustoasă. Extrem. De gustos. Asta e important. Da, este senzațional. Am pus cotletul aici, văd că se bronzează. Ia, ce frumos se face. Mă dau un pic în spate. Da, nu pică, nu, bă, e ok. Nu mușcă. Nu mușcă. Așa. Vreau să dau ceva să gust. Între timp, stai puțin, până ajungem la ce faci acolo, vreau să menționăm ce e în tigaie, că văd că nu e doar cotletul. Da, deci avem cimbru pentru gust, usturoi ca să se coacă o dată cu porcul, cotletul, și este prăjit în unt... Unt clarifiat, adică nu are uleiuri, chestii de genul ăsta, pentru că și el are o grăsime. Da. Dar văd că e dat destul de tare focul, între ghilimele, da. N-avem foc aici, dar înțelegeți voi. Da. E important să fie temperatura ridicată? Să obții această crustă, să obții caramelizarea cărnii. Atunci e mult mai bun. Prin caramelizarea asta se dă mai mult gust, se transformă în ceva gustos. Este efectul mai iarnă. Spuneai tu că nu stă nici foarte mult la bronzat aici. Nu, 3-4 minute pe fiecare parte, un pic de cuptor și gata, îl mâncăm. Hai să trecem la fundul ăsta de lemn. Iată, la care începuse să lucrezi. Până să facem farfuria, ți-am făcut aici o chestie, te rog să o iei tu de deasupra. Așa. Este ceapă coaptă cu prune și cepșoară. Testez conceptul? Hai să vedem. Mamă, Bogdan! Hai cu încredere. Cum e? Wow! E un amestec foarte interesant de ingrediente. Ca de obicei, când este șef Alexandru Dumitru în bucătărie, simt că nu merită așa preparate alese. Cu siguranță. Încă o dată ce ai pus acolo? Bravo! Bine, șef! Bine, șef!
Acest cu siguranță, care m-a omorât un pic pe dinăuntru. Da, dar e puțin. Ceapă pe care am copt-o foarte mult și uite ce culoare a luat. Și am pus un pic de prune pentru dulceață și ceapă foarte verde. Bun. Da, foarte bun. Ia să fim atenți aici, că e periculos. Ce urmează acum? Urmează data viitoare când ne vedem să-l și gustăm cu totul. Doamnește! Doamnește! În sfârșit, ajungem în acel moment. Gata, a intrat și la cuptor, iată dovada. Și până revenim în bucătărie, fugim la colegii mei. Lini, Șurubel, ce faceți? Să știți că pentru o piele a feței hidratată și deosebit de bucuroasă, trebuie să și vedeți preparate foarte bune în farfurie. Și de asta se ocupă astăzi șef Alexandru Dumitru, care ne-a promis o rețetă cum n-am mai gustat niciodată. Cotlete de mangaliță cu prune afumate. Da. Interesant. Și cu niște ceapă, că am văzut aici ceapă și niște coaptă, artificii. Da, ți-am arătat-o mai devreme. Foarte dulce. Am gustat din ea puțin mai devreme. Foarte bună. Păi ceapă, având foarte mult zahăr, când o caramelizezi, iese la suprafață. Da. Foarte bun. Hai să trecem din nou prin rețetă și să definitivăm și farfuria asta de aici. Păi avem cotletul care e gata. Îl tăiem aici în jurul osului și apoi... Îl feliem. Frumos. Frumos, semos. Vă dăm și idee de plating cu ocazia asta, evident. Da, da. Ideea e acolo. Asta o să dureze. Apoi punem un pic de prune pe el, ca să putem să lipim celelalte prune. Deci prune și prune. Da, și prune. Diverse stări de agregare. Agregare și apoi îl împodobim frumos cu ceapa. Și la final punem această ceapă verde minusculă. Ceapă verde tăiată mărunt, așa, și acum să văd cum așez pe farfurie. Așa. Așa. Uite, îl iau cu grijă. Ia, cu grijă și cu atenție. Și mutăm creația și o așezăm acolo unde mi-ai făcut un cerc deja. Da. Acum punem sosul ăsta care are, l-ai văzut mai devreme. Sosul ăsta care era făcut din... Cu oase scăzute. Foarte mult colagen și aici. Nu numai la apropo de cum ne arată tenul, că acest colagen din sos cu siguranță ne ajută la elasticitatea pielii. Ăsta e și asta la fel. Așa, avem aceste două farfurii, pregătite, numai bune, pentru a fi savurate și degustate. Da. Da. O rețetă complicată din punctul tău de vedere? Nu, e foarte simplă. Straightforward, doar că trebuie să te organizezi, să calculezi foarte bine pașii. Să nu... Și încă o dată, atenție când facem cotletul în tigaie, nu? Da, asta a fost ultima parte făcută, încep cu restul, te le calculezi, te le faci în timp și apoi totul e... Nu ții prea mult cotletul în tigaie, că după aia... Nu vreau să fie talpă, trebuie să fie... La plăcut la mâncat, da. Bine, mulțumim frumos, șef Alexandru Dumitru, ne apucăm de mâncat, te așteptăm cu drag în platou și în altă zi și fugim acum la Lili și la Șurubel.